până la 30. Dar nu te bai și la nu te bai și la niciodată. Hai de bătine. Nu mai știu,
Vom continua serviciul divin al înmormântării aici la cimitir, intonând imnul Spre cine să mă îndrept când sunt zdrobit. 308. Vom cânta cu toții acest imn. Spunea un vorbitor anterior în curte că
drumul nostru nu se sfârșește aici. Aș vrea să vă întreb pentru cei care nu cunoașteți, oare avem răspuns la această întrebare, unde se sfârșește drumul nostru? Puteți să-mi spuneți dacă sunteți liberi, dacă nu vă ajut eu, în Ierusalimul Ceresc. Păi avem unul în Israel, da, dar Domnul Iisus ne-a spus în ultima carte din Biblie că se duce să ne pregătească un loc acolo unde este El să fim și noi. Și aș vrea să cânt despre această cântare Ierusalim. Este o cântare care sora mea dragă și fratele Billy le plăcea foarte mult. De fapt, toată congregația de la Hot Springs, Arkansas, Simona cu familia ei, la fel Virgil și Adrian, copilașii, le plăceau foarte mult și îmi plăcea să cânt această cântare totdeauna la sfârșitul unui concert lung. Și mulți spuneau, bă, dar nu te-ai plictisit să cânti această cântare? Am spus, nu. De ce? Pentru că vreau ca să învățați textul să-l cântați la mormântarea mea. Cântarea spune, de fapt, sunt niște cuvinte superbe care aș vrea să meditați la aceste cuvinte. Albastre zări de cântec, scăldate în armonii, se înălțau din glasuri mici și limpezi de copii. Mulțim cu raiul suflet, purtau de braț finic, șupleau de freamă vesel drum și holda în spic, că-ți spre Ierusalimul Sfânt. Venea Iisus cel blând. Ierusalim, Ierusalim, vestit smartar, Hosiana, glorie slavă, Hosiana, Domnului. Ziua minunată când a venit Iisus și când în zări de cântec plin pe brațe voi fi dus, când mirele cel veșnic la sine-și va lua, mireasa lui de pe vorbe să șteargă lacrima, a pus poporul meu dor. Iisus te-așteaptă iar să-ți dea vieții dar. Anoșo, Ierusalim, să poți și tu intra, ascultă Iisus, Fiul Său, o nu, numai amina, iubirea.
mireasă te vrea tu dor să vii la crucea sa, căci vei găsi doar bucurii și har fără hotar. Iar spre cetatea cea de sus te va purta Iisus. Mă voi întoarce acasă într-o zi, în strălucirea sfântă a țării mele, cu dor și cu credință voi păși prin poarta mântuirii către stele și voi lăsa acest pământ străin cu jocurile lui de foc și moarte, de sărbătoarea plină de venind, departe voi fugi, tot mai departe, în țara mea iubită am să ajung ca un copil cu sufletul fierbinte, să fie drumul acesta cât de lung, voi merge cu credință înainte. Atâta vreme căminul bucurilor din tâi, în țara mântuierilor supreme, în casa ta de suflete rămâi. Și nu voi mai călca o niciodată hotarul țării mele înapoi, cu inima de dor miresmată voi rămâne, dragi îngeri, dintre voi. Te voi lăsa pământ țesut de oase și aburind de sânge de martiri, cu spaime și cu râpi întunecoase, săpate diabolic în priviri. Nu noi mai sta încumpoiați cu vreme în țara miliardelor de rochi, ce sap adânc prin veacuri de blesteme, cu atâta trudă copiile groi. O, arfa mea mi-e tare dor de acasă și sufăr neîmpăcat printre străini, aud mereu o limbă neînțeleasă cu vorbe și gramatică de spini. Mă voi întoarce acasă în curând în raiul frumuseților natale și rănile, atunci s-o odihni când voi sfârși în cântec astătale. La masa întâlnirii cea bogată, cu ochi sclipind în raze și scântei, cu atâta drag voi sta și eu caldate la locul meu știut printre ai mei. Și voi cânta așa cum simt și voi sărta cu strigăte întării. Voi fi mereu o coardă de argint în simfonia marii bucurii. Amin. Amin. Înainte, nu vă temeți de nimic.
fericit. Pacea ta gustăm de acum, știi că suntem mântuiți. Dulce ești, mângâios numele Iisus Hristos. Dulce e mângâios numele Iisus Hristos. Deci cântați Iisus într-una, dați de veste oricui. Bucuria că El vine, ca să-și ia cu El pe-a Lui. Dulce e, dulce e, mângâios numele Iisus Hristos. Dulce e, dulce e, ne ajuns la ultimul popas în cadrul acestui serviciu divin de înmormântare. Privind în jur aici, vedem o mulțime de cruci. Fiecare dintre ele amintește că aici au venit oameni o dată sau de două ori cel puțin, pentru ca să marcheze locul unde unul drag se odihnește. Noi am mai fost aici, majoritatea dintre noi, acum 5 luni. Iată-ne și astăzi. Acum doresc să vă încurajez și să apreciez venirea dumneavoastră aici cu un cuvânt al Sfintelor Scripturi. E un calificativ pe care înțeleptul Solomon îl dă celor care se duc într-un loc în care este multă jale. Citesc în Eclesiastul, capitolul 7, versetul 2. Mai bine să te duci într-o casă de jale decât să te duci într-o casă de petrecere, căci acolo, în casa de jale, îți aduce aminte de sfârșitul oricărui om și cine trăiește își pune la inimă lucrul acesta. În unele Biblii, acest subcapitol mic de aici este intitulat Înțelepciunea practică. În rest, în Sfânta Scriptură, sunt multe pasaje în care înțelepciunea este tratată. Filozofic, teoretic, oricum vreți să o luați, însă aici înțeleptul pune punctul pe i și spune, practic este înțelept acela care face o distinție clară între ce? Locul de jale și locul de petrecere. Noi suntem atunci, acum cu toții, într-un loc de jale. Aici s-a plâns la fiecare mormânt din cele pe care le vedem în fața noastră. A fost jale pe întreg pământul și este. Noi acum vrem să mângâiem sufletele noastre cu ceea ce spune și înțeleptul Solomon. Este mai bine să te duci într-o casă de jale. Dar care să fie motivul? Numai acesta pentru că ți aduce aminte de sfârșitul oricărui om? El își continuă ideea până la capăt și spune foarte clar și pe înțelesul fiecăruia dintre noi. Acolo, în casa de jale, aici, în locul acesta, fiind la o slujbă de mormântare, având în fața noastră elementul care este astăzi comemorat, moartea sorei Lenuța, a mamei, a bunicii, suntem mai impresionați decât în oricare altă loc. De ce? Pentru că ne aducem aminte și de sfârșitul propriu. Nu cred că este cineva copil, bătrân sau tânăr să nu se gândească în clipele acestea că odată, mâine, poimâine, la anul sau peste câțiva ani de zile sau în clipa următoare îi va veni și lui rândul. Ați văzut că a spus fratele Elisei poezia aceea în care evidenția faptul că poate să ne vină rândul oricăruia dintre noi.
Dar unde este înțelepciunea practică? Cuvântul Sfintelor Scripturi spune clar. Îți aduce aminte de sfârșitul oricărui om și cine trăiește își pune la inimă lucrul acesta. Aș vrea să remarcați un lucru. Forma de adresare din acest pasaj biblic nu este asupra unei colectivități. Nu ne spune vouă, e bine pentru voi, nu. E bine pentru tine, pentru mine, pentru oricare dintre noi, în mod individual. E mai bine. Calificativul Sfintelor Scripturi nu poate fi răsturnat. E din vechime, din antichitate încă, acest calificativ s-a perpetuat de la generație la generație și a ajuns valabil până astăzi și pentru noi. Este mai bine. Și să nu uităm de ce. Pentru că ne aducem aminte de sfârșitul unui om. Și care-i câștigul? Știm că toți vom muri, acum a murit Lenuța, mâine, poi mâine altul, poi mâine eu și așa mai departe. E un câștig că ți-aduce aminte de sfârșitul unui om? Continuă înțeleptul Solomon și spune, amintindu-ți de sfârșitul oricărui om, cine trăiește, îl pune la inimă. Se pare că înțeleptul a anticipat niște stări de lucruri și spune clar cine trăiește. Poți trăi și ca o legumă în pat, fără vorbă, fără glas, fără mișcare a vreunei mâini sau unui picior și se spune că trăiește. Dar e viața aceea? Nu este viața. Mulțumesc! Viața este doar aceea pe care o trăim în deplinul înțeles al cuvântului. Și la aceasta face aluzie înțeleptul. Pentru că cel care trăiește cu adevărat, așa cum suntem noi, nu numai pentru că suflăm, respirăm, semn al vieții, nu numai acesta, faptul că ducem la inima noastră lucruri care astăzi se întâmplă aici. Avem în fața noastră dovada unui caz care a murit. Lucrul acesta rămâne în inima noastră. Pus la inimă, ce însemnează? Să încolțească adevărul acesta în inima noastră și să nu ne dea pace în continuare. Duhul lui Dumnezeu uneori nu ne lasă să dormim nopți la rândul, gândindu-ne cum întâmpinăm acest eveniment. Aceasta înseamnă să fie pus la inimă lucrul acesta. Sunt mulți care au ajuns pe patul morții, au ajuns într-un așezământ în care sunt adunați toți cei care își trăiesc ultimele zile și acolo au o asistență medicală, în măsura în care mai este posibilă, dar și una religioasă. Am citit cartea unei creștine care peste 40 de ani și-a făcut serviciul în Australia la un așezământ de felul acesta unde muribunzii erau aduși. A avut ideea încă din tinerețea ei să stea de vorbă cu toți. Avea și preocuparea aceasta ca să ridice moralul oamenilor și să afle ce-i frământă pe fiecare dintre ei. A adunat toate declarațiile muribunzilor. A evidențiat dintre toate 5 motive. Motive de ce? Motive de regret. Multe au fost motivele, dar 5 au fost în mod special de majoritatea mărturisite în fața acestei doamne. Cel mai răspândit motiv a fost următorul. Regret că nu mi-am trăit viața pe care am știut eu că e drept și normal să o trăiesc. Cuvântul înțeleptului astăzi nouă aceasta ne spune. Care este adevărata viață? Întreaga Scriptură abundă în astfel de sfaturi. Am învățat și acasă o sumedenie de îndemnuri. Să le luăm la inima noastră, să nu le uităm și să știm că vine o zi când, printre altele, vom regreta mai multe, dar pe primul loc va fi aceasta. Că nu am trăit viața pe care conștiința a încercat să ne determine să o facem. Nu, pentru că ne-am luat după unul de aproape, după vecini, după neamuri, după teoria larg răspândită în jur și am trăit o altă viață pe care acum o regretăm pentru că n-a fost cea adevărată. Dragii mei, nu vreau să vă țin mult în ocazia aceasta și vă spun,
Este momentul prielnic pentru fiecare dintre noi să luăm la inima noastră lucrul acesta. Suntem în jurul omului care va fi coborât în pământ. Știm că avem o nădejde. E lucrul extraordinar de valoros. Știm că ne încredem în nădejdea pe care Dumnezeu ne-a explicat-o în Sfânta Scriptură. Iarăși este bine. Dar ce facem cu persoana proprie? Cine trăiește își pune la inimă lucrul acesta. Rog pe Bunul Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi, așa cum se adresează Eclesiastul. Tu, fiecăruia dintre noi, așa ne spune, este mai bine pentru tine. Îți aduce aminte să o facem și noi. Și Domnul să ne binecuvinteze la aceasta pe fiecare, pentru veșnicie. Amin. Amin. Când eram copil, mă uitam la un caracter personaj din Hollywood, se numea Tarzan. Cât m-am uitat la aceste filme, nu l-am văzut niciodată pe Tarzan în durere, pentru că el câștiga totul și era cel mai brav. Niciodată nu l-am văzut plângând. Dar astăzi am văzut un Tarzan care a plâns de durere. Un Tarzan care, toți îl știm, este băiatul sorii noastre, Adrian, și aș vrea să cânt această cântare despre acest lucru, despre durere. Spune cântarea: să-i spun lui Iisus orice durere. Știu că cei patru frați trec acum cu momente grele. Și cei din America, și cei de aici. Dar această cântare vreau să fie un confort pentru voi, să vă simțiți degajați și să-i spuneți lui Iisus orice durere. El să vă aducă pace în suflet. O voi cânta prima strofă în limba engleză și a doua în limba română, nu pentru a mi da la cunoștințele lingvistice, ci pentru simplu fapt pentru că ceilalți cântă în engleză. I must tell Jesus all of my trials. I cannot bear. Să-i spun lui Iisus, fiindu-meu singur.
pe grija mea. Vă invit să ne închinăm împreună prin cântecul Ne așteaptă un cămin strălucit. Cei care aveți cărți sau telefoane, 549. Ne așteaptă un cămin strălucit. Mult timp nu va mai fi. Toți să luăm atitudine de rugăciune. Tatăl nostru care ești în ceruri, Dumnezeul nostru creator și mântuitor, a venit momentul să încredințăm pământului ce este pământ și o depunem pe sora Lenuța, dar nu doar într-un pământ, ci în mâinile tale, cu speranța că viața dumnei ei, consacrată ție și prin meritele Domnului Hristos,
va fi continuată în împărăția cerurilor când Domnul Hristos va reveni. Dorim, Doamne, ca această ocazie să fie prin harul Tău, inspirată de Duhul Sfânt, o motivație pentru familie, pentru biserică, pentru prieteni, pentru oricine este prezent aici, o motivație de a urma calea Ta, de a studia Scriptura și de a face voia Ta. Pentru că știm că dacă vom avea privirile îndreptate către Tine, chiar dacă trecem prin Valea Umbrei Morții, prin harul Tău vom putea fi înviați și să petrecem o veșnicie cu toți cei mântuiți. În numele Domnului Hristos Te-am rugat aceste lucruri. Amin. Amin. Ne luăm rămas bun de la sora Elena, de la mama, așa cum s-a spus. Facem pregătirile. Noi, ceilalți, putem să mai cântăm un cântec pe care îl avem pregătit. Vești de Sfântă Speranță, numărul 484. Vești de Sfântă Speranță, străbat de părtă. Thank you.
Da? Oh,
Thank you.
Din partea familiei, pentru toți cei care au participat. Ne-am dorit să continuăm părtășia la
frate? Știe toată lumea unde este? Da? În centru, unde a fost și data trecută, în aprilie. Pentru că sora Lenuța avea obiceiul să-i primească pe toți cei care veneau în vizită și nu-i lăsa să plece până când nu se serveau. La fel și familia, în același spirit, cu aceeași inimă. Vă invită pe toți cei care doriți și puteți să rămâneți și să veniți la restaurantul Moran acum, după plecare. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
Laurențiu. Laurențiu, a zis bine? Laurențiu. Și acolo,